elicopteri împotriva noastră pentru prima dată când una niște avioane din astea mici care mergeau, ei nu știu ce exact, cred că cu raze infraroșii de călătoreau în suveică pe deasupra pădurilor și probabil mă gândesc eu cu raze infraroșii să determine în pădure, dacă în pădure se află undeva o grupare mai mare de oameni. Nu au avut niciodată vreo acțiune asupra noastră. Era comandantul politic al armatei la vremea respectivă. Că o știu asta pentru că acum la când m-au arestat în 76, l-am întrebat odată pe un colonel, domnule, când mai prindeți pe câte unul de ca mine, cum procedați? Până l-o mori sau îi dați drumul, cât îl țineți? Ce știu eu, dar zice, problema dumneavoastră se rezolvă numai sus. Zice, cât de sus? Zice, sus, de mai sus. De mai sus nu se poate. Păi zice, zic, chiar la... să ajung eu la mare. Ce să fac dacă te-ai bătut cu șeful? Și păi zic, când? Zice, în 1952. Deci atunci mi-am dat seama de lucrul ăsta, într-adevăr, am avut confirmarea că el a fost. Și... deci eu rămas înconjurat timp de o săptămână, unul își luxase piciorul de nu putea să meargă și practic așa erau lucrurile încât ei s-au tras până în culmea Zârnii, deci ocolind muntele Dara. Noi ce-am dedus noi, pentru noi cei care am fost de jos, am asistat martorii unui unde și-au instalat aeroportul, aerodromul de campanie, unde au aterizat avioanele și n-am înțeles la început. Întâmplare a fost că am fost în vecinătate și ne-am uitat. Dar erau spre, lucrurile astea erau nu chiar lângă spre munte, era ceva mai departat de munte. Așa-i puteam lua să fi pornit, dar spre munte nu mai puteai să te retragi, că ei erau duși acolo. În sfârșit, a fost o acțiune mare, am intrat și noi între ei, dar după aia ne-am dat seama că frații noștri sunt conjurați. Și atunci am luat o următoare inițiativă, să facem ceva ca să le arătăm lor că nu sunt, că nu-i nimeni acolo în cercul lor. Și am ajuns la concluzia că cea mai bună e să apărăm la o cabană. Și atunci am apărut la cabana Bâlea. Nu ne închipuie că vor fi chiar atâția turiști, dar au fost sute de turiști. Pe unii am oprit, pe cei care mergeau la vale i-am oprit, pe cei de la turiști, practic, eu nu știu, nici în ziua de azi, cred că turiștii ăștia n-au înțeles ce am vrut noi, practic, la ora respectivă. Noi voiam să dovedim că nu suntem, că nu-i nimeni acolo în locul respectiv. Însă, totuși, profitând de faptul că ne aflăm la o cabană circulată, la o cabană cu multă lume, o trebuie și să vorbesc în fața oamenilor și le-am vorbit câteva vorbe și mi-aduc aminte precis că am spus că să spuneți celor din țară că mai există un colț din regatul român care nu și-a plecat capul înaintea comuniștilor și va dura acest colț liber atâta timp cât capetele celor pe care îi vedeți aici vor sta pe umerii lor. Și i-a spus, spuneți-le să mai stea bine încă în munții acolo și să mai stea de pomană și prin munții acolo. Deci ei și-au dat seama că am lăsat impresia că suntem mai mulți decât eram tot vreo 6-7 inșaci și deci ei ori descongestionat terenul din Valea Rea de unde au fost acolo, toate cercurile lor au fost și s-au repezit dincoace asupra noastră. Pentru că după ce au plecat de acolo, ăștia să se arete din nou în regiune, pentru că, de fapt, tactica asta o foloseam pe deplin, pentru că să te căuta
o săptămână aici cu lumânare într-un anumit loc, tu nu erai aici, erai dus în altă parte. Și după ce o plecat, reveneai și ei își dădeai seama care a fost, dracu, unde au stat ăștia. Și deci să-i nebunești căutându-te, asta era un pic tactica noastră. Le mai trimiteam și niște scrisori, sunt foarte curios dacă s-ar păstra către voi nevlegilor, către voi nepricepuțelor, sau mai mult de felul ăsta, cred că ne-ar fi jipuit, nu pentru așa de mânie personală, că își pierdeau gradele și cât ce s-a întâmplat dacă ne-ar fi prins. Vezi, mai păstram un pic și un pic de... Mai aveam un pic și de rezervă de umor la vremea respectivă. Și ne cam dam mâna că, nu știu, parcă ne mergea parcă bine cu, într-un loc. După aceea alte... Da, asta am vrut să spun. Iată, acolo au existat între trupele lor unii care știau că cineva sunt conjurați și când au apărut ei atât de nevinovați și vorbind și vorbind tare, eu atenționat că sunt înconjurați. Deci un alt caz de conlucrare, cum să zic așa, de solidarizare a soldaților cu noi, cu luptătorii. Ei, alte ciocniri de felul ăsta, poate că cea mai caracteristică au fost în 1954, în 54, în noiembrie. Și atunci am fost la cabana Negoiu și le-am luat ceva alimente de acolo. Nu ne-a fost atât pentru alimente, că aveam alimente, dar vreau să dovedim că nu avem. Și acționam în apusul munților Apuseni în vreme ce noi vrem să iernăm în răsăritul, cum am și iernat, în răsăritul munților Apuseni. Deci să-i silim să ne caute în iarnă în apusul munților Apuseni. Ori nenorocirea a făcut că ceva interesant acolo, uite, ca să dau și cazul ăsta, că am întâlnit doi turiști. Unul se dădea, cel puțin, că era fiul profesorului Papa Costea sau Cara Costea. Ăștia amândoi au fost somității intelectuale românești, iar unul dintre ei zicea că e fiul lui. Mai târziu noi am bănuit că cei doi au fost ofițeri de securitate în fond. Erau singurii turiști la cabana Negoiu la vremea respectivă. Vezi, s-ar poate întâmpla că să mă înșel în privința asta, să nu fi fost o simplă întâmplare, destul că noi am coborât, pus alimentele pe măgare, am coborât la poale. Când am ajuns la poale și securitatea veneau cu camioanele, era un zgomot caracteristic pe care îl am și acum așa sinistru, un vuit de la surd, fără faruri. Și ce am făcut? Am îngropat alimentele în prundul râului, dar așa, la repezeală, și am plecat. A început să ningă și prin ninsoare ne-am întâlnit cu urmele lor în vreo 5-6 rânduri și am ajuns până la râul Arpaș, unde ne-am tras într-o pădure. Din norocire a făcut că ninsoarea a încetat și urmele noastre au rămas de-a curmezișul câmpului la polele pădurii. Totuși, pe urmele noastre, după a venit o haită de lupi, o mai făcut și aia, o mai stricat, o mai astupat din urme și de-abia a doua zi seara ne-o dibuit într-un colț de munte acolo. Nu, e ușor de mers, dar nu e ce vede decât o simplă pădure acolo, nu e ceva caracteristic. Și vreo unitate din asta, cred că le măsim mărimea unui pluton către companie, cam așa ceva, o acționat asupra noastră, fără să știm. Noi au făcut toate pregătirile, ofițerul și-a împărțit oamenii în grupe de câte patru inși de soldați.
Și asta a fost norocul nostru, că soldații dacă au rămas singuri, nu au mai acționat. Iar el cu vreo, nu știu, vreo 10 inși în ofițerul care a fost acolo, au înaintat și au început să arunce cu grenade și cu pistoale, cu toate armele, care, cu toată dotarea care au avut-o. Și, bineînțeles, dând drumul la câine, a fost una, al doilea caz când s-a folosit câine, am să-l povestesc și cazul celălalt, și-au dat drumul la câine. Doi câini lupi ori venit, ori chiar unde... Noi ne pregăteam, era spre seară, ne făcusem ceva de mâncare, niște orez fiert. Unii se încălțeau, alții se îmbrăcau. De ne-au prins pe unii desculți, pe unul cu un picior încălțat, cu unul desculț, toată treaba asta. Ne-am retras și pe retrăgându-ne ne-am întâlnit cu soldații. Când am, chiar știu, când întâi au trebuit să anihilez câinii, dar reușiseră să sară în spatele lui Gelu Novac un câine, pe ăsta și de o trebuit să mă dau în lături ca să pot trage în câine, să nu ajung să trag în omul nostru. Și-o dat drumul. Astea erau, într-un fel, câinii erau dresați să sară în spate. Adică câinele nu săreau în piept, așa era dresura lor și se prinde, da, te prindea de carne, deci era, de aici el a avut, era cu ranița în spate, de l-o s-o prins și deasupra raniții și am reușit, iar pe unul am tras în el, de plecat chiar înainte, murit, ori lâma l-am brănit. Și în drum ne-am întâlnit cât eram noi aici trei, cu trei grupe de securiști, de câte patru aici. Și la fiecare am strigat la fel, fugiți, măi! Când... Și am tras câte o rafală de pistol automat deasupra lor, n-am tras în ei, au fugit. Deci ne-am retras și ne-am uitat unul la altul, măi, iarnă era... mâncarea ne era acolo, ne erau cojoace, ranițele, practic noi rămăsesem, eram de plâns, unii de sculți de jumătate, unii de sculți de tot, ne-am întors înapoi, înjurând și trăgând, făcând o gălăgie mare, ei cercetau bagajele noastre, am tras asupra lor, ori fugit în pădure mai la distanță, și ne-am luat tot materialul care l-am avut, ca să le mai opăcim, să nu mai vină după noi curând. Am pus într-un loc cică să camuflăm. Am pus o pătură, am pus niște alimente acolo, le-am acoperit foarte repede și foarte așa. No, și probabil ei sunt de stai că ăștia vin mai târziu să-și ia, să le ia de aici alimente, lucruri care noi nu l-am mai făcut și ne-am retras în mai departe. Deci am ieșit din cu fața curată, sigur că cel care a fost dojenit și mustrat pentru nereușit a fost ofițerul respectiv. Cu un an înainte, adică în același an, vara de Sfântul Ilie, am avut o ciocnire în așa zisul Higi al Scoreiului. Dacă mergem pe acolo în mâne. Și atunci s-au folosit câinii în stil mare împotriva noastră. Ei aveau, totdeauna când mergeau la operație, începând din 53, 5 și 52, luau și un camion cu câini. Dacă eram determinați într-o anumită, ei înconjurau o anumită suprafață și după aceea dădeau drumul la câini dresați. Și tot ce întâlnea în cale, câinii aia săreau și mușcau, practic, te prindea de spate, de cum era. Ori, de lucrurile astea se petrecuseră așa, eram trei inși. Eu, era Ilioi care trăiește și profesorul Ciujdea. Întâmplarea a făcut că ne-a scos în cale un mistreț, o turmă de mistreți. Am tras și unul dintre
cu care au avut armă de zebeu, adică armă militară, o tras, o împușcat un mistreț, n-aveam ce face cu el, am luat carnea și ei au plecat cu carnea la munte să depună undeva la acolo unde aș vrea să mergem acum, să vedeți, să-l depună în sare, că asta făceam pentru iarnă. Pe drum s-a întâlnit cu o linie de securitate care înconjura propriu zis locul respectiv și noi nu știam nimic. Și după un schimb de focuri cu ei, ai noștri s-au retras, însă foarte repede s-au trezit urmăriți de 6 câini mopși din aia, un bulldoze din aceia englezi, care cu botul lat așa. Însă în ora, ei și-au aruncat ranițele, că erau cu ranițele în spate și s-au așezat spate la spate în aparat de fagi. Și câinii o înconjurau aici și căutau spatele, să se arunce în spate. Într-un fel, a fost bună dresajul al lor, că le-a dat posibilitatea ca să împuște întâi câinii până când să vină securitatea. După aceea au fost urmăriți mai departe, au mai tras și în cele din urmă, ei propriu zis erau siliți să iasă la câmpie, să iasă. Și au reușit totuși printr-un loc unde erau tufe mai mult, adică teren mai accidentat, și acolo au dat de o ciurdă de avitelor dintr-un sat, nu știu care, la Porumbacul de sus, mi se pare, și au luat doi cai, s-au rugat călări și călări s-au îndepărtat. Până când se ajungă ăștia, până să-și dea seama de ei, au tras de la distanță, nu i-au nimerit. Și toată noaptea am mai avut o ciocnire cu ei la Sărata, că nu și-au dat seama, ei s-au întors și au nimerit drept între camioanele lor cu care securitatea venise la fața locului. Ei, altă ciocnire a fost în primăvara lui 55, asta a fost la Berivoi. Aci ei au urmărit să ne localizeze într-un anumit loc, au reușit într-adevăr ziua și spre seară ori înconjura locul și noi, bănuțeles că n-am bănuit nimica și coboram liniștiți la vale. Erau trei inși care trebuiau să meargă în altă parte și în spate eram doi inși, iar Gelu Novac era la bagaj, rămăsese. Eu eram în mână cu un bidon în care aveam cuie de bocanci, că noi eram și cizmari, proprii noștri cizmari, la vremea respectivă și mă duceam. Arma mi era pusă, că nu ne așteptam la nimic rău, cum nu să ne așteptam toți. Și dintr-o dată ne-am trezit cu profesorul Chiușdean în rafala unei pistoli mitraliere care trăgea direct spre noi. Profesorul era mai în față, eu eram ceva mai în spate și în așa fel că ne-a trecut peste picioare. Mie mi-a venit, am simțit la jambiere că am avut o cataramă, ca să zic noroc, altfel mi-ar fi lovit fluierul piciorului, dar o ricoșat și numai prin carne mi-a trecut prin pulpă, iar profesorul, el a fost mai grav, el a fost rănit, un glonte i-a intrat prin picior de aici, a ieșit din coace. Interesant că nu-l durea deloc. Și nici sânge nu curgea. Și încă am mai făcut vreo 15 km în noaptea aia așa, când ăștia au tras, cei care au fost ei ne-au văzut numai pe noi doi, dar cei trei erau lângă ei. Ăștia au intervenit imediat și ne-au salvat și pe noi și au fugit. Însă totuși am fost înconjurați și practic totuși am ieșit din înconjur și nu ne-am dus spre munte, cum era normal. Pe a doua zi ne-au controlat din nou, deci cam ciocniri din astea. Iar ultima ciocnire iară din care am fost mișit iarăși bine a fost la izvoarele topologului sub Negoiu în 1954 prin
fost în 18 august. Aici a fost, povestea era așa, era o stână oltenească, stânele oltenești acelor din Nucet și din părțile alea sunt stâni integrale, adică merg oamenii cu femei și cu copii la stână. Fiind vorba de stână cu femei și copii, am zis să nu mai ne mergem cu arme în stână, să mai speriem lumea. Și am plecat cu Remus Sofonia, căruia îi ziceam Brâncoveanu. Brâncoveanu în stână, să aveam pe Baciu cunoscut. L-am întâlnit în stână pe Baci și omul, era o vreme foarte urâtă, o vreme cu ninja, mizguia așa, o vreme cu ceață, cu iar un val de ceață, iar un val. După ce am plecat noi, nu ne-am gândit atunci niciunul ca stâna să fie, să totuși să ne păzim, să câteodată, nu știu, ajungi în situație de îți, nu mai ai chiar prudența aceea și după ani de zile te susătocește și spiritul ăsta de veșnică prudență. Și am intrat în scenă. Bătrânul, când ne-a văzut, zice, nu, să văd, punem ce aveți de... Dar zice, știi ce, uite, mămăliga pe foc, era o mămăliga pe foc, zice, câtva timp mai stați, că să fiarbă și mămăliga asta, să vreo dau dumneavoastră. Și o intrați în stână, dincolo ne-au adus niște brânză, ne-au adus niște caș, mă rog, ce-a avut omul, niște malai, am spus, l-am rugat să ne dea. Și în timp ce mestecam, mămăliga, auzi afară, dintr-o dată, două împușcături de zebeu. Am rămas foarte mirat pentru că ce se întâmplă. Și hotărât era cazul să ieșim din scenă. Am ieșit, însă în la ieșire prezența de spirit a fost, am luat două cojoace din stână și le-am aruncat pe deasupra noastră. Din stână până în pădure era așa cam vreo 20 de metri. Când am ieșit afară din stână prin ceața care era în vremea locul respectiv, în topolog, acolo topologul era lat la vremea la locul respectiv, era plin de securitate, plin de ostași, care stăteau nelămuriți și se uitau în stânga, în dreapta, dezorientați. Cineva a comandat, culcați, măi! Și într-adevăr s-au culcat, care cum, unii prin apă, alții de marginea lunii, și știu că în drum am călcat practic peste țevile pistoalelor mitraliere care erau de ieșit. Am aruncat cojoacele când să intrăm în pădure și asta a fost o măsură ca să nu ne împiedice la, mai târziu la mers, însă fără să-și vrem, au fost niște două obiective că pot fi trase în cojoacele alea până le-au găuriți soldați. Și-au început, după asta am auzit ordinul, trageți, măi! Și-au început să tragă, închipuiți-vă că trag vreo 100 de inșuri cât mama focului ar fi fost în, acolo, în jurul stânii, de nu mai știai ce e. Auzeam citina cum sare în stânga, în dreapta. Dar e interesant că noi ne-am pierdut între noi. Eu l-așteptam pe Brâncoveanu mă aștepta pe mine ca să ieșim. Singura armă pe care o aveam acolo era un pistol din ăsta, destul de mare, era un parabelum și întâmplare trăgeam și eu ca să fac ceva. Mă trezesc că mă prinde de mână, zice, hai moșule, ce faci, vrei să te bați singur cu ei? Și ne-am departat, am ajuns la ăștia, la ție, adunaseră bagajul, stăteau cu bagajele gata, știu că mi-a sărutat pistolul și am zis că mai mult cu pistolul din mână nu-l mai las și îl văd, parcă și acum pe Brâncoveanu, că se tot controla, zice, mă, moșule, parcă sunt evii, nu? Și am scăpat, nenorocirea a fost a doua zi. Am uitat să spun că asta a fost a patra zi care nu mâncasem, deci eram într-o fel epuizat, am trecut creasta și aici am făcut o greșeală mare la lacul Lavrigului, că nu trebuia să trecem pe versantul nordic, că era de așteptat să fie rău. De fapt, noi nu ne-am dat seama atunci, ei urcau
de 23 august, ei totdeauna puneau pe 23 de vârful de munte steagul comunist. Și ăștia care veniseră, securitatea asta, veniseră pentru muntele Negoiu, propriu zis, să împlânte steagul comunist pe muntele Negoiu. Și aici ne-am lovit de ei, lucrurile s-au întâmplat așa. După ce am plecat noi în stână, Popa Ioan Pădurarul, care era cu noi, deci de al nostru, mă zice, să duc și ăștia în stână și nu-i nimeni, nu nici măcar nu păzește nimeni. Și împreună cu Ilioi ori coborât la să supravegheze stână. În timp ce eram noi în stână, a apărut întâmplare, a făcut să apară compania de securitate în ACI. Doi ofițeri, ori trei, nu știu câți, ori părăsit plaiul, astea, cărarea, o trecut pe punte să vină la stână. Și deci ăștia ar fi venit și ar fi intrat în stână peste noi. Și atunci ei au luat măsura, așa au crezut atunci la repezoală de cuvință, să tragă. Și ei, cele două lovituri de zebeu, au fost ale lor. În tot cazul am ieșit de aici. A doua zi însă lucrurile s-au petrecut mai grav, că ținem seama că nu mâncasem și știam că acum o să urmeze o perioadă mai mult de practic poate nu te puteai apropia nici de stâni ca să-ți faci rost de mâncare. Am zis că prin cel mai scurt drum să coborâm spre poale. Deci am greșit în privința asta și de asta îmi pare rău, pentru că eu am fost cel care am avut ultimul cuvânt la lucrul ăsta și totdeauna mi-am reproșat că a doua zi a căzut Ilioi. Am coborât pe munții Avricului în Coași și la un moment dat, ca să avem un pic de avans, am mers pe cărare. Pe cărare, la un moment dat, Nelu Novac ne-a oprit. El era cel care avea vederea mai bună, observase că pe cărare la oarecare distanță mai zice, vin, nu știu, soldat sau spădurar, că zice, au uniformele verzi. În realitate, și ei ne-au văzut pe noi, noi ne-am așezat să ne apărăm acolo după niște stânci și auzeam parcă și șoapte, eu cu auzul nu mă prea bine, ei auzeau mai bine decât mine și zice, s-a aici. Și am căutat să ieșim pe sub ei și să totuși să ne continuăm drumul spre în jos. Iarăși o greșeală care am făcut-o și numai bine am ajuns în fundul unui năvod de-a lor, adică ei veniseră pe muche înainte, veniseră pe vale aici și noi în fundul năvodului am nimerit unde ne-am întâlnit cu ei. Și acolo am avut, fiind terenul accidentat, ne-au despărțit terenul pe 3 inși și 2, împreună cu pădurarul Popa Ion, căruia ziceam Filerul, și cu Nelu Novac am fost într-un loc, iar Ion Ilioi și cu Remo Sofonia, căruia ziceam Plâncoveanu, au ajuns în altă parte. Și practic au fost în conjurație, au tras și s-au hotărât ca să iasă din încercuire trăgând. Pe drum Ilioi a fost rănit, un glonte, cum am spus eu, lovit toate organele interne, ficat, pancreas, practic de-o rămas, iar Brâncoveanu l-a părăsit și când ne-am întâlnit cu el după două zile, a spus, dragă, pe Ion l-am pierdut, e mort. Nici de cum nu mi-am închipuit. Acum, cum s-a întâmplat, dar are să povestească el mai departe cum or fost. Ori alte, de fapt asta a fost ciocnirea în care am rămas
Adică prima ciocnire în care noi ne-am simțit învinși. Până atunci, în toate ciocnirile care am avut cu ei, tot în vara aceea au avut ciocniri pe Tsagu ceilalți, că altă grupă care ne-am despărțit, dar și de acolo ieșiseră cu bine. În 1954, însă, doi înși, Gelu Novac și cu Gheorghe Șovăială, au venit încoași spre Târnava. Eu mi-amintesc că ei au povestit că Gheorghe Șovăială a avut la Brașov un coleg de undeva dintr-o sadă pe Târnava, pe Târnave. Mie mi-a spus, au spus și satul unde e, dar n-am mai reținut. Și au venit aici, după cum în 1955, când am venit în coace, la Mănăstirea Cărbunari, un bătrân, în timp, eu nici nu știam de existența Mănăstirii astea Cărbunari, m-am trezit în mijlocul pădurii, spre seară, când am vrut să plec, cu o bisericuță în pădure. Bisericuța părăsită și în fața ei crescuseră copaci. Era cu obloanele trase, cu lețe bătute la ușe și m-am îngenunchiat și îmi ziceam rugăciunile. Când m-am întors înapoi, am auzit o vorbă, parcă ceva pași în urmă și am tresărit. Era un fel de părintele Germanuță din un bătrânel cu un pic de bărbiță aici, a apărut, ce fi liniștită, nu te speria, săracul era mai mult speriat el, m-am văzut cu pușcă, cu pistol mitralier, cu Kalashnikov, cum eram, și zice, am văzut că vă rugați aici și zice, am venit aici, nu vă temeți de mine, că sunt om cum se cade, mă rog. Și el mi-a spus atunci, zice, tot așa anul trecut, doi tineri au fost împușcați la Obreja. Acum dumneavoastră, dacă spuneți că tot să știe atunci tot satul, lucrurile s-ar... După Revoluție am dat un anunț în ziar și au venit o mulțime de lume de acolo, între care și primarul din Mihal de vreme respectivă. El a zis așa că un oarecare paznic de câmp a venit la în Mihalț și-o anunța securitatea că, uite, să vină în coace. Securitatea a venit, nu a dus el forțe prea mari și spre seară s-au deplasat cu toții la fața locului la revărsarea Secașului. Asta e între Obreja și Mihalț, cam așa ceva trebuie să fie locul. Obreja și Crăciunele. Și Crăciunele, da. Așa, și acolo erau ceva tufe. Și mi se pare că era cam pe la începutul lui septembrie, cam la sfârșitul lui august, cam așa cred că a fost vremea respectivă, un rânconjur al locul. Și acum s-au apropiat de ei, paznicul în frunte și în spate, securiști îmbrăcați în femei. După câte am înțeles, îmbrăcați în femei ca să poată să nu dea de bănuit, eu știu. Eu semnalat că au venit cu pâinea și au ieșit în față, cred că cel care a ieșit a fost Gelu Novac. Și conform înțelesului, ca să le aducă pâinea. Își securitate o tras drept în piept, el a căzut, atât au mai avut vreme să strige, mai asta ți pâinea. Gheorghe Șovăială a rămas singur, dar a rămas și cu pistolul lui Gelu Novac, era un pistol nemțesc, și cu arma lui, crezi că avea armă ZB-ul la vremea respectivă, și toată noaptea au încercat așa să apropie de el și o ținut la distanță, un ofițer de securitate ar fi fost ucis, în decursul nopții el o căuta să iasă odată prin Târnave să treacă dincolo și nu a reușit. A fost rănit și s-a întors înapoi, a mai încercat să iasă spre câmp și la o căpiță de fân l-a întâlnit pe încă un ofițer de securitate și l-a îngropat în Mihalț, unul dintre ăștia.
Și o dus lupta așa până a doua zi, până se ridicase soarele sus. Și atunci s-ar fi arătat în fața lor și o strigat că te trageți, măi, și ar fi tras și a fost omorât și el. Deci încă doi dintre ai noștri ori murit. Acum, moartea în 1955, va povesti Borzea mai amănunțime că lui s-a întâmplat, el a fost martorul, doi înși au fost răniți pe câmp undeva și au stat ascunși, între care cel care îi ziceam Brâncoveanu, Remo Sofone, au fost răniți la genunche, rana i s-a infectat grav și atunci s-a tras spre Olimpiu Borza, amănuntele o să le povestească el. El a ajuns cu niște oameni și cu greul lumii, a reușit să-i ducă în sat și acum el a umblat după medici. A reușit după un timp, dar destul de greu, plus bănuiala care era, plus în afară de asta el era în colimatorul securității. Cei doi au ajuns la următoarea concluzie. Piciorul nu se va mai face bine. În cel mai bun caz, lui se va tăia piciorul și au ajuns la concluzia că se sinucidă. Exact cum or fac proceda. Nu știm că Borzea, când s-a întors, i-a găsit într-un lac de sânge pe amândoi și o scrisoare pe masă că, dragă Nene Olimpiu, așa am crezut că e cel mai bine pentru toți. Vă mulțumim că pentru tot ce ați făcut pentru noi. Și erau cel rănit cu piciorul, Brâncoveanu, era mort, dar Hașu, Laurean, era încă viu. Cum o tras, fie el, fie că o tras în același timp, un glonte tras în templă, în loc să intre în creier, o ieșit prin frunte și o ieșit de partea cealaltă, o traversat fruntea, deci nu a murit. Iar doctorul care a sosit mai târziu l-a tratat pe timp de vreo 2-3 săptămâni, cât a stat acolo și a revenit din comă și a revenit de acolo și a revenit și s-a întors la ceilalți. Deci au continuat. Ei, și aici intervine un lucru pe care eu îl povestesc pe scurt, dar Olimpiu, care a fost în centrul lor. Noi am avut un coleg de liceu, unul Grovu, devenise profesor între timp și care ajunsese în grupul lui Olimpiu Borza și parcă ne-a și ajutat pe 1953. Fost-o de la început agent al securității, nu a fost agent securității, s-a devenit mai târziu. E un lucru care acum practic nu mai interesează. Destul că acesta s-a dus la securitate și a spus. Și securitatea o de data asta un scenariu foarte bun. Li s-a propus ca să fie să-i ducă să plece în Grecia. Ei și-au luat măsurile care au crezut. Întâi au avut încredere în el, al doua încredere a fost așa că au pus anumite condiții, de fapt destul de naive, ca la o anumită dată la Radio Paris să se vorbească un anumit subiect și la Radio Atena, la altă dată, un alt subiect. Lucruri care s-au întâmplat în tocmai și ei au avut încrederea, deci s-au dat pe mâna securității și cineva cu un nume din București, a fost o întreagă filieră și în trei grupe s-au dus la București și în trei grupe au intrat în mâna securității.
Eu n-am fost acolo. În 1954, în primăvară, am încercat să ne întâlnim, cei care am mai rămas din grupul acesta, cum lucrurile sunt mai complicate, și n-am reușit. Și eu, după câte știam, practic n-am mai ajuns să mai avem legătura cu ei. Și, în schimb, eram noi dincoace de Walt, împreună cu Ioan Pădurarul, de care am spus, și am ajuns la părerea că acolo s-a întâmplat ceva grav și că nu știam de lucrul ăsta ce s-a întâmplat cu ei. Acum ei, cum veți vedea când vorbim cu sora unuia, eu ajung la concluzie că am căzut noi și că securitatea a ajuns și securitatea a umblat la locurile unde avem noi bilete de întâlnire, sistem de întâlnire. Deci, practic, ei, nu știu cum, e greu de intrat în psihologia omului după 6-7 ani de luptă și hăituit în toate părțile, o ajung la părerea că noi am fost prinși și eventual că am și dat secretele astea de întâlnire și și-au văzut de nenorocirea lor, erau cei doi răniți la vremea respectivă, deci au avut probleme destul de grave. Și după aceea eu dus, în realitate e ceva din filmul acela, autobuzul, dacă țineți, pe baza ăstuia s-a făcut domnul senator de Brașov filmul, și eu fost duși la securitate, ținuți în secret. În secret ei ori introdus niște agenți în mijlocul lor, însă îl dă și cu numele cineva din București, un student, și care să mai scoată ceva de la ei. Însă omul acesta a fost un om de treabă și ei atât au vrut să transmită afară că nu suntem în Grecia, suntem în mâna securității. Acel a fost scos după aceea de acolo, a dus prin alte închisori și în sfârșit din închisoare, cum de s-a ajuns, că în tot cazul în septembrie, adică prin ianuarie, anuță că când nu a fost atunci când ai fost la Mihai Maga a doua oară. Eu cu ținuți în anchetă, închipuiți-vă ce anchetă a fost în decurs de 3 ani, după 3 ani, până în 1957, în 1957, adică 2 ani au fost, nu 3, în 1957, vara, prin iulie, a fost un proces la Brașov, la Sibiu, au fost condamnați la moarte, împreună cu Olimpiu Borza, împreună cu doctorul Burlacu, mă rog, și cu mai mulți, și duși la Jilava și executați. Iar pe Olimpiu Borza și pe doctorul Burlacu eu mai ținut un, nu știu cât, aproape un an de zile fără să-i execute, dar ținut ba acum, încât ajungi, vorba lui, mă ajungeam în situația să zice, măi, dar nu mai veniți odată să ne omorâți, știți? Și li s-au comutat lor doi pedeapsa cu muncă silnică pe viață, tot în speranța că vor mai afla ceva, pentru că mai eram neprinși. Noi am fost izgoniți cu Popa Ion, cu Filerul, cam până aproape de Copșa Mică aici, pe niște întâmplări de pe statele respective. Și aici când am ajuns, eu am ajuns la părerea următoare. Blajul nu era departe. În Blaj aveam un prieten și a cărui familie mă cunoștea. Și singurul om la care mai puteam afla exact și care știa situația exactă a celorlalți, a lui Chiujde, era un student la medicină care a fost închis, Mihai Maga, cel care v-am arătat în fotografie aici, și care era la vremea respectivă student la Cluj. Când am ajuns aici la soție, atunci am aflat atunci că soțul, prietenul meu, Săbăduș, a fost ucis la închisoarea din Gherla.
cu 3 ani în urmă, atunci așa știam, acum văd că știu că am inversat anii prin acte și am trimis-o la Cluj, la Mihai Maga, să întrebe ce s-a întâmplat cu Ciujdea și cu ceilalți. Nu l-a găsit atunci că se terminase, însă gazda la care a fost, că revine în toamnă și eu speram că, zic, prin septembrie să dă sesiune, mai avea ceva examene în toamnă. Soția s-a dus din nou în toamnă și l-a găsit pe Mihai Maga. Și bucuros i-a spus, uite, cei băieții au trecut în Grecia. Îți plecați, sunt în siguranță, m-au chemat și pe mine. Zice, eu, dar n-am socotit necesar și am copil mic, acum nu pot pleca. El să stea liniștit aici și fac legătura mai târziu și lui, adică mie, cu cei care vor mai fi și eventual să ia și el aceeași cale. După Crăciun, deci în 1956, soția s-a dus din nou la Mihai Maga și atunci i-a spus, nu-ți plecați în Grecia, îți la securitate. N-are rost să mai întoarcă la Făgăraș, că nu mai are ce căuta acolo, să păstreze, că păstrăm legătura cu în felul ăsta. Și în felul ăsta am ajuns eu aici, unde am rămas după aceea 21 de ani ascuns și arestat, cum am spus mai înainte, la Cluj, pe strada sindicatelor, în 29 iunie de Sâmpetru, arestat, dus la securitate și mai departe la securitate în București.